Scăderea secreției de hormon tiroidien conduce la dereglarea tiroidei și la apariția hipotiroidismului. Tulburările metabolice sunt consecința insuficienței tiroidiene. Hipotiroidia sau insuficiența tiroidiană se definește ca o scădere a secreției de hormon tiroidien, deci o scădere a secreției de hormon din tiroidă. În consecință, o scădere a concentrației de hormon în circulația corpului uman, cu repercursiuni asupra întregului organism. Pentru că hormonii tiroidieni sunt practic implicați în funcția tuturor celulelor corpului uman, în toate metabolismele intermediare, în metabolismul glucidic, lipidic, proteic, poate mai puțin hidromineral, dar și acolo. Ori în momentul în care hormonii tiroidieni scad în circulație, funcția acestor celule care depind de prezența hormonului scade, se diminuă. Tot organismul omului funcționează la viteză redusă. Toate celulele sunt diminuate ca viteză de funcție. Și atunci, într-o hipotiroidie, din punct de vedere clinic, apare frilozitatea, deci omul nu suportă frigul, îi este frig și vara, când e cald afară. Apare diminuarea reacțiilor, deci toate funcțiile cetinte, așa este, bradicinezie, se mișcă foarte lent, foarte încet. Bradicardie, inima are frecvență cardiacă redusă, uneori sub 60 bătăi pe minut, media e cam 60 bătăi pe minut. Apare așa zisa bradilalie, vorbește greu, are tulburări de memorie, de concentrare, bradipsihie, creierul practic este afectat de carența de hormon tiroidian. Apare constipația, care uneori este foarte, foarte rebelă, să spunem așa, cu scaun la o săptămână. Dacă insuficiența tiroidiană este totală, încet, încet, lent, apar tulburări metabolice care se instituie destul de sever și se instalează un tablou clinic care se numește mixedem. Acesta apare insuficiența tiroidiană totală, netratată și care durează uneori luni de zile. Deci când a apărut mixedemul, noi punem diagnosticul cum vedem omul imediat. Și anume de ce? Pentru că este infiltrat. Toate țesuturile lui se infiltrează. Faciesul este edemațiat, mâinile, picioarele, pielea este uscată, aspră, ca șmirghelul. Constatăm bradicardia, constatăm bradilalia, bradipsihia, bradichinezia, deci lentoarea în toate funcțiile, tulburările de memorie, de concentrare. Deci mixedemul în sine este o agravare a insuficienței tiroidiene. Într-o hipotiroidie domină ca și creștere anticorpii posibil anti-TPO, deci antiperoxidază și anticorpii anti-tiroglobulină. Din punct de vedere anatomic, într-o hipotiroidie autoimună putem să avem și tiroidă mai mare, gușă, infiltrată de limfocite plasmocite și aceasta se numește tiroidita Hashimoto, după numele unui japonez care a descris-o din punct de vedere clinic mai de mult, dar poate să fie și hipotiroidia autoimună fără gușă, chiar cu tiroidă mică, atrofică, care se micește, se distruge prin efectul anticorpilor pe glandă. O altă cauză posibilă este chirurgia, deci tiroidectomia, pentru diferite boli ale tiroidei. Sigur că hipotiroidia postoperatorie poate să fie și ea de diferite intensități, să fie medie, deci tiroida încă mai secretă ceva hormon, dar insuficient, sau totală dacă se scoate toată tiroida, cum se întâmplă, de exemplu, într-un cancer de tiroidă. Însă, în general, o hipotiroidie postoperatorie o diagnosticăm foarte ușor pentru că facem controlul imediat postoperator și nu rămâne omul o vreme îndelungată fără tratamentul de substituție. Și o altă cauză mai rară este secundarea afecțiunilor hipofizare. Tumori în hipofiză, hipofizectomie, deci operația pe hipofiză când nu avem TSH-ul care nu normal stimulează tiroida. Deci, astea însă sunt situații mai rare. Pentru a diagnostica hipotiroidia, în principal, trebuie dozați hormonii. Și eu, în general, având și, să spunem așa, deformare sau formare
didactică, spun să se facă control pe tot axul hipofizotiroidian. Deci TSH, FT4, FT3. Dozarea de anticorpi, antiperoxidază, antitiroglobulină, electrocardiogramă, ecografie de tiroidă care ne arată cum, ce se întâmplă anatomic în glandă. Și sigur, analizele acestea privind metabolismele intermediare. De regulă, într-o hipotiroidie apare tendință spre hipoglicemie, apare hiperlipemie, hipercolesterolemie și sever modificarea metabolismului proteic. Tratamentul acestei afecțiuni nu este unul costisitor, administrându-se doar o tabletă pe zi, în general de 100 micrograme de hormon tiroidian pe zi. Tratamentul într-o hipotiroidie este un tratament foarte ușor de condus, fără probleme deosebite, pentru că este tratament așa zis de substituție. Ceea ce nu are omul, ia din tabletă. Își ia glanda în ghilimele din tabletă. Și sunt acum preparate de hormon tiroidieni atât de T4, de tiroxină, cât și de T3 sau combinație de T4 și T3, care pot fi administrați ca tratament de substituție cu control perfect, încât să fie omul normotiroidian, să aibă ceea ce trebuie să aibă în mod normal în corp. Și în condițiile în care se tratează corect și tratamentul de substituție nu e complicat pentru că trebuie să înghiți o tabletă, este din punct de vedere al tiroidei ca și cum n-ar avea boala. Organismul este mulțumit că nu-i lipsește ceva ce-i trebuie în corp. Condiția însă este ca să fie conștiincios cu tratamentul de substituție. Deci în fiecare zi trebuie luat o tabletă. Și atunci eu le spun la pacienți, așa cum mănânci, așa cum bei apă, că îți trebuie hrană, îți trebuie apă, așa îți trebuie și tableta aceasta de hormon tiroidian care aparține normal corpului omenesc. Și dacă tratamentul este conștiincios făcut, corect făcut, omul este practic în ghilimele sănătos din punct de vedere al tiroidei. Controlul eficienței tratamentului se face prin dozarea TSH și FT4. Deci, parametrul foarte important este străjerul acesta din cap al hipofizei care ține sub control tiroida, deci TSH-ul. Dacă TSH-ul este normal, sub doza de substituție administrată, înseamnă că hipofiza este mulțumită că în corp omul are destul hormon tiroidian. O femeie gravidă care este cunoscută cu hipotiroidie și știe, deci noi instruim pacienta, știe că în timpul sarcinii trebuie să-și controleze TSH-ul și FT4 în fiecare lună. Și se ajustează doza de substituție de hormon tiroidian, fie se crește, de cele mai multe se crește puțin, sau se scade. Am avut situații în care a trebuit scăzută puțin doza de hormon tiroidian. Încât TSH-ul, care spuneam este un străjer care ne arată dacă în corp avem destul hormon, să fie cam la mijlocul parametrilor de normalitate. În acest fel nu este afectată nici femeia și nici fătul. Deci e foarte important controlul și monitorizarea terapiei în sarcină. Nu se pune problema. Noi avem femei care au hipotiroidie, de boală autoimună și au născut copii foarte sănătoși, fără nicio problemă. Însă, o paranteză fac aici, imediat ce copilul se naște, trebuie verificat și copilul și la o lună de la naștere. Pacienții nu trebuie să consume alimente grase. Fumatul este bine să fie evitat, dar numai de cei diagnosticați cu hipotiroidism. Alcoolul și cafeaua nu pun probleme dacă sunt consumate în cantități mici. Endocrinologii nu sunt prieteni cu Coca-Cola, Pepsi, deoarece s-a constatat că produce demineralizare osoasă și accentuarea osteoporozei.